Aici, la noi, însă, hoția este într-adevăr în politică mare virtute. Da? Și oamenii au zis, mă, dacă tot putem, au zis, gaze, au favorizat nu știu ce firmă. Ce sunt astea, mă? Păi cine stă să mai miroase gazul epocii respective, da? Oamenii au băgat în buzunar cât au putut. Sigur, există niște întrebări pe care putem să ni le punem, dar ni le punem degeaba. De ce trebuiau să fure sute de milioane de euro? E adevărat, sună cam ciudat, dar știți cum e, când ai de bănuți, ci că nu te mai poți opri. Da? Când ți-ai băgat mâna în lada aia, că tu nu furi, furi statul, furi gazul. Da? Expresia aia că arzi gazul de pomană, la ei nu ține. Ei nu l-au ars chiar de pomană, se pare. Și acum, bineînțeles, că vii și spui, dar ce credeați, mă, că va veni vreun politician sau un mega politician? Da? Păi da, ăsta dacă ajunge la pușcărie, Vosganian trebuie să se elibereze un culoar dintre ăla. Păi numai cât aftershave își dă el. Numai ce parfum de gajă ar trebui să evacueze o întreagă pușcărie, că aia nu sunt obișnuiți, tăticule. Da? Și nu-i ajungea 1, 2, 3 să-și facă și el un apartament. Ăștia toți vor vile, toți vor conace, toți... că nu e sărac. Nu e sărac deloc. Dacă și-ar declara averea, în realitate ne-am cruci.